Cuvântul patriei. Radio revistă pentru premilitar și toți apărătorii țării. Noul an la ușa a bătut, în case ne-a intrat, încă ne ține în febra sărbătorilor și abia peste câteva zile ne va lăsa să ne concentrăm asupra celor serioase. Așadar, să pornim cu dreptul. Domnița Jechiu și Denis Rotaru vă spun bună ziua și vă invită la prima ediție a emisiunii Scutul Patriei din 2013. Moș Crăciun, te-aș întreba. Sărbătorilor de iarnă, militarii batalionului de gardă împreună cu cei ai spitalului militar au vizitat centrul de plasament și reabilitare pentru copiii cu vârstă fragedă, situat pe strada Alexandru Cosmescu din Chișinău. Militarii au adus cu ei dulciuri și jucării micuților care nu se pot bucura de atenția și dragostea părintească. Maria Țăruș, directoarea centrului de plasament și reabilitare, a mulțumit militarilor Armatei Naționale pentru cadouri și a organizat împreună cu copiii din această instituție un program artistic cu poezii și cântece. Sărbătorile sunt mai frumoase cu noi! Anul nou la toți se aduce zile vesele și mine, fericire spor la muncă și avem pace tot de bine! Moș Crăciun, tot ne spun că ești dar ce bun. Eu te scrute mai înainte, că am fost copil cu minte,
te rog, dacă ai putea să-mi dai și mie ceva. Eu nu cer ca copii dulci, haine și cărini. Chiar dacă fie așa, să-mi dai și mie ceva. Bravo! Pe dumneavoastră și toți anul, ține Doamne sănătos, grijă necal să ne spar, să trăim mereu voios. Linge, iată, linge, iată, linge până în zare, hai copii de lună toată, să ne batem cu o mână, și mai hai cu toți grămadă, să ne auzăm un moș bioi, moșul nostru de zăpadă, să se vadă de la noi, ades micilor tovarzi, de pe tot pământul, hai, linge, iată, peste dragul nostru plan. Bravo! Moș Crăciun, bun venit! Bravul nostru în codul apit se așteaptă ca să vii cu cadou la copii, să iei moșurile aminte că a fost băiat cu tine. Te rog dacă îi putea să-mi dai ce mie ceva. Eu nu cer că alți copii dulci, haine, bucării, și te rog dacă se poate, ce ne-a dus tu să ne dai. Centrul de plasament și reabilitare pentru copiii cu vârstă fragedă are la îngrijire circa 170 de copii orfani și abandonați cu vârsta de la o săptămână până la 6 ani. Iarna iarăși cerne, șoapte argintii, s-au lăsat peste sat și n-au încălzit. E o poveste în care vrem să fim copii și de sărbători să avem pomul Crăciun, să ne
seara în care ne întâlnim, în ajun de Crăciun stăm și povestim. Îngerii în ceruri cântă încet și lin, așteptăm să vină mai.